Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii România. Pune soarele peste ziua 24-a lunii iulie. Suntem în aula Facultății de Teologie din Sibiu și din dorința de a ne proteja un pic de vipia de afară. Uneori ne protejăm aici de frig, alteori de ploaie, dar de fiecare dată ne bucurăm că suntem în aula magna a facultății. Gândul din seara aceasta este legat de pomenirea Sfintei Mucenice Hristina. Sfânta Hristina a fost din cetatea Tirului pe vremea împărăției lui Septimius Sever, care a domnit între 1193-211, au trecut mai bine de 1000 de ani. Fiica unui general urban care trăia cu familia în palatul său, ca unul ce rânduise ca fiica sa Hristina să slujească de-a pururea în templul zeilor păgâni, Urban i-a dăruit pe locuință fiicei sale împreună cu slugile ei de credință cel mai înalt turn al paratului său, așezând acolo și zeii săi din aur și din argint împodobiți cu multe podoabe ca zilnic să le poată aduce jertfe și rugăciuni. Dar fecioara, suflet curat, privind în fiecare noapte cerul înstelat, a înțeles că idolii cei neînsuflețiți și făcuți de oameni nu au nicio putere, ci acela care a făcut și ține toate, acela este Dumnezeul cel adevărat. Ascultând dar de glasul inimii sale, Hristina a sfârmat idolii cei neînsuflețiți, dăruind prin slujile sale sfârmăturile săracilor. Grozavă a fost clipa când tatăl i-a aflat de sfârmarea idolilor. Mânia lui n-a mai cunoscut margini când la întrebările sale Hristina a răspuns: eu cred în Dumnezeul cel viu și de aceea am aruncat idolii cei neputincioși. În urma acestui răspuns, tatăl i-a supus-o la tot felul de chinuri și ținând-o în temniță multă vreme fără mâncare, Sfânta a primit acolo de la înger hrană și vindecare de răni. A fost așa că după aceea, aruncată în mare fiind și primind acolo botezul Domnului, s-a aflat și într-o scăpare de înger. Îndată, prins de veste, tatăl ei că este vie, a poruncit să fie închisă în temniță, dar chiar în noaptea aceea tatăl ei și-a lepădat spurcatul său suflet. Venind în locul său Dion, dregătorul, acesta a chemat pe Hristina la judecată, iar ea, mărturisind pe Hristos, a fost bătută cumplit, atrăgând prin minunile ei pe mulți oameni la credință. După Dion, a luat conducerea dregătorul Iulian, care a aruncat-o într-un cuptor de foc. Deci, rămânând nevătămată, a poruncit să-i se taie sânii și limba. În cele din urmă, a poruncit să fie împunsă de slujitor cu sulițele și așa, fericirea Hristina și-a dat lui Dumnezeu cinstitul ei suflet. Așa și Sfânta Fevronia, așa și Sfânta Cecilia, așa și toate celelalte sfinte care cu fecioria lor au înfruntat lipsa de curăție sufletească a celor din vremea lor. Pare că este plină de ură această povestire, o ură transformată în moartea Hristinei. Lumea păgână n-a privit cu ochi buni niciodată creștinismul și cu cât veți vedea pe cineva mai pornit împotriva creștinismului, inclusiv astăzi, veți simți că se apropie de păgânism și că uneori Urban, Iulian și Dion au urmași între viețile și clipele vieților noastre. Mâine este o nouă zi.